Împreună cu un sobor de preoți, mitropolitul a ajuns fără întârziere la combinatul de panificație Franzeluța. A fost întâmpinat cu pâine și sare. În sala de producere, mitropolitul era așteptat de sute de angajați ai combinatului. După ce a fost îmbrăcat în haine speciale, acesta s-a rugat pentru sănătatea celor prezenți. Mai apoi a binecuvântat aluatul, ingredientele, cozonacii care deja au fost copți, dar și presa. Toți cei 1000 de cozonaci din jurul meu au fost fabricați doar timp de o oră. Pentru ca produsele să ajungă la masa fiecărui creștin, angajații lucrează chiar și peste program. Sper să reușească, mai ales că au fost binecuvântați de mitropolit. Sperăm să lucrăm mai în liniște și mai bine și cu spor. Scoate la zile libere, lucrăm, da. Este tura de zi, tura de noapte. La o tură, în jur la 60 de oameni. Sper că prin rugăciunile noastre comune, Bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne binecuvântează în continuare să facem aceste fapte bune. După ce slujba a luat sfârșit, angajații au primit calendare de perete și cărți de rugăciuni. Oamenii s-au îmbrâncit între ei, însă nu toți au reușit să iau un cadou. Foarte tare mi-a plăcut. Ne lasă o amintire pe tot parcursul anului până la anul viitor. Frumos era, dar eram cam puțin ocupat, linia mea era, lucram. Și mitropolitul nu a plecat cu mâinile goale. Acesta a fost răsplătit cu un tort decorat special pentru această zi, mai mulți cozonaci și un vin pastoral. Evident, ca și orice oaspete, ne-am gândit la lucrul ăsta. Păi ce este? Ceva din produsele noastre, pascale? Un panetone? De ce nu? Inclusiv și panetone și produse tradiționale. Produsele binecuvântate de mitropolit vor avea o inscripție specială pe ambalaj. În acest an, combinatul de panificație vrea să coacă 170 de tone de produse pascale, două tipuri fiind lansate în premieră.